Peste 250 de elevi din județul Alba sunt din nou în febra examenului de bacalaureat. De luni 24 august au început probele scrise, prima dintre ele fiind la limba și literatura română. Probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea a doua, se susțin în 4 centre organizate la Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Abrud. La Alba Iulia, peste 80 de elevi au susținut proba scrisă la Colegiul Tehnic Alexandru Domșa. De această dată, elevii sunt încrezători că vor lua note de trecere. Bine, un pic anuvelă la subiectul 3. Nu m-am descurcat, sincer. Sper să-l iau. A fost mai bine ca prima dată? Prima dată a fost, sincer, mai greu. Dar a fost bine. Nuvela, consider că m-am descurcat. Ce notă crezi că vei lua? Nu știu. Depinde de corectori. Destul de ușor, a fost greu. Mai ușor ca prima dată? Mai. Ce a picat la subiectul tău? Nuvela. Și ce ți s-a părut mai greu? Nu prea multe. A fost destul de bine. Ce notă crezi că vei lua? Notă de trecere. Marți 25 august, elevii vor avea de susținut proba la limba și literatura maternă, miercuri 26 august, proba obligatorie a profilului, iar vineri 28 august, aceștia vor susține proba la alegere a profilului și specializării. Primele rezultate vor fi cunoscute la 1 septembrie.